dumneavoastră voastră ca președinte al PNL, da, să rugați votanții PNL să pună ștampila și pe PS de la alegeri. Ba, dar care merg împreună. Nu se complică puțin jocul electoral în campanie? Primarii sunt nevoiți pe de altă parte să lupte unde nu se înțeleg cu cei din PSD pentru mandat de primar sau de șef de CJ, iar în același timp trebuie să facă campanie pentru o listă comună PSD-PNL. Nu este o complicație, nu este un risc de sancțiune apropiile electorat, mai ales în marile orașe? Există acest risc pe care îl asumăm pentru un lucru foarte bine asumat. Stabilitatea țării și a guvernării. Și cât ai o estimare, cât aveți de... Cât poate să piardă Partidul Național Liberal și PSD pe această complicație a alegerilor? Pe de-o parte, într-adevăr, nu vă mobilizați proprii primari, aveți de câștigat în această mobilizare, pe de-altă parte există acest risc de a pierde. Câte procente? Nu este vorba de a câștiga un partid sau altul, un primar sau un președinte de Consiliul Județean, ci ce câștigă România prin stabilitate. Ce s-a întâmplat între noiembrie prin noi înșine și februarie când mergeți pe liste comune cu PSD? Absolut nimic. Rămânem pe a ne duce mai departe această asumare, candidând cu proprii noștri primari, proprii noștri candidați pe liste proprii. La europarlamentare? La europarlamentare am decis să avem liste comune. De ce este posibil să avem alegeri prezidențiale septembrie-octombrie? Pentru că înțeleg că a fost o discuție pe această... Una este să discutăm, alta este să luăm decizii. Totul depinde cumva și de negocierile de după ce se face Parlamentul Legislativ European, negocierile pentru funcție europeană? Atunci este, de altfel ele se închid în luna septembrie. Asta știu, tot așa. Da. Decideți candidații de pe lista europarlamentarilor. Va mai dura. Lista va fi deschisă de o femeie. Haideți. Un independent susținut de ambele partide? Găsim o soluție pentru fiecare dintre ele. Deocamdată am stabilit acest aspect și după ce se finalizează tot ceea ce înseamnă din punct de vedere al planului și al modului în care se va desfășura întreaga activitate, vom lua și celălalt. Prezidențialele în luna septembrie, înțelegem că s-a tot discutat acest scenariu. Urmează să luăm o decizie pe o listă comună cu PSD. Care este procentul care revine PNL? Este vorba de nivelul de reprezentativitate în funcție de rezultatele pe care le avem fiecare dintre partide. Și care este pe această listă? Cât va reveni PNL-ul? Paritate? Dați-ne voie să finalizăm activitatea și discuția în cadrul BPN-ului și după aceea comunicăm. Ori PNL-ul 40-60, 60 pentru PSD. O mandate ar fi... Sau în total de două ori de mandate, așa este obiectivul de acele PNL? Iată, mamă. Haideți să stăm pe lume. Haideți să stăm pe lume. Alegerile prezidențiale vor fi în septembrie. Nu am decis. Cine ar putea deschide lista la europarlamentare? Ar putea deschide lista doamna Odobescu la europarlamentare? Domnule Ciucă, știați de demiterea al președintelui Apia?